La 3, să te conectezi informațional și telepatic cu partea sufletească a lui Alexandru. 1, 2 și 3. Da, o văd în față. O văd în fața mea, am identificat-o, cer acordul să continuăm să lucrăm cu ea și pentru ea. O văd așa înveșmântată, în niște chestii, parcă seamănă cu bijuteriile egiptene. Deci are un fel de con care este format dintr-o spirală care seamănă cu sârma de cupru, cam așa, cât degetul de groasă. Și are un trucuș. Și chestia asta se repetă la toate extremitățile organismului ei. La umeri, la coate, la încheieturi, aici la mâini are așa, e așa lat, aici e țuguiat, iarăși, la umeri, iarăși țuguiat și văd că are în tot plexul solar, deci cuprinde aproape toate chakrele, așa ca un ovoid, iarăși, această aparentă sârmă de cupru, se spune, da? Simt că se trage o mare cantitate de energie, da? Pe partea din spate a corpului energetic, da, este ca un fel de mantie din solzișor, pene, așa, de aceeași energie roșcată. De culoarea cuprului este exact. Simt că asta este energia ei și altceva cu care este amestecată, convertită ca să poată fi recoltată. Da. Iar ea, înăuntru acestui ambalaj, se spune, este mică, mitică, foarte subțirică și spune că ea a dorit să slăbească, să piardă din greutate, pentru că dacă pierde din greutate în corpul fizic și aici se îngustează, cum ar veni, ca să poată ieși din această construcție, pentru că simte că o sfocă. Da. Adică se simte că ia prea mult. Și aduce aminte că și stiloul cu care a semnat, da, un fel de toc așa, avea o așa cu două destea ca păr, ca buclă de păr creț, știi, răsucite, da? Spune că este în momentul semnării noului contract. Da. La locul de muncă? Da. Văd că pune... Cine mai este prin cameră? Cine mai asistă? Imediat descris, sunt două entități masive care stau în spatele persoanei care i-a întins contractul. Sunt ca niște statui în colț. Ambele colțuri ale camerei și cumva reproduc așa zisele bijuterii pe care le are apuse și că nu s-a format deodată, da? Zice, uite, nu pot să le desfac, știi? Și trage de capătul celei de la mânii sări, deși în momentul când trage este un fel de cap de șerpișor, știi? El se îndreaptă, se tensionează și apoi se aruncă pe mâna ei la loc și se înfășoară și devine iarăși nemișcat. Deci în momentul când ne trage, par a fi niște ființe vii, dar sunt forme gând foarte puternice, care imită entitățile în sine. Știi? Și zice că n-a avut cum altfel fără să semneze, pentru că corpul, mintea ei fizică își dorea această schimbare, așa că le-a lăsat pe moment ca să vadă ce poate face. După aceea le-a spus... cumva că lupta asta a devenit acerbă și o slăbește energetic. Da. Și zic, poate că n-ar trebui să aplici metoda lucrului mecanic din corpul și mintea fizică aici, energetic, și ar trebui deci să le cureți din afară, înăuntru. Mi-am spus că ar fi o metodă mai potrivită să cureți dinăuntru, în afară, da? Da. Am spus să-l cheme pe el, dar nu vrea să-l cheme încă.
Pentru că este frică sau de ce? Nu știi ce se întâmplă. Este încă față în față cu entitățile astea mari. Ca și cum ar vrea să-l protejeze, să nu-l cheme acum. Să îl cheamă mai târziu pe soț, adică. Da. Așa. Deci sunt ca niște statui foarte mari și am zis că au pe veșminte, pe ceea ce holograme, mult alb și acel albastru, specific lumii Egiptului, da? Și zice că una din entități că contrar a ceea ce se crede dreptul roman este o adaptare a normelor străvechi. Ei nu mai l-au cumulat și au adăugat ceea ce îi favoriza pe ei. Deci civilizația asta și deci pre-egipteană. Da. Se numește K-apostrof Nhalai. Nhalai. Da. Ce așa. Fel de entități, zeități, pardon, sunt? La ce fel de zeități se închinau? Deci înăuntru sunt oameni șarpe. Aspectul este uman ca o mască cu totul. Dar înăuntru sunt oameni șarpe. Adică asta înseamnă că sunt cu corp de șarpe de la brâu în jos și în sus sunt oameni, bărbați. Da. Și deci ca și cum mai pune o matrioșcă deasupra. Toate astea, dar se uită prin ochii măștii, fiecare dintre ei, da? Da. Ochii sunt negri, nu sunt verzi, nu sunt complet negri. Și întunecați așa ca niște hăuri. Da. Și zice ei, Alexandre, că acum la ce ai venit să ștergi contractele? Deci ei știu, sunt conștienți că ea este în poziția de a semna acum, da? Și de a accepta tot și știu că și-a băgat forma de manifestare de, din timpul din care venim noi. Am perceput schimbarea asta pentru că, zic că ei manipulează timpul și spațiul. Da. Pot manipula astfel încât schimb, simt schimbările ca pe niște unde, spune cel din cum stăm noi față în față din stânga, da. Din dreapta, scuze, mai pe dos, poate. Așa, și nicio mărire pe Terra nu se face fără un preț, așa că dacă ea așa dori să vină aici, asta este prețul, da? Ba nu este prețul, că ea experimentează liber să le răspundă totuși. Zice, din moment ce a semnat contractul cu ei, nu mai experimentează liber. Și am zis tocmai că asta, vedeți că tot manipulând timpul și spațiul, confundați momentele. Ea n-a semnat încă, da? Și cel dă așa din barba aia, știi, cu barba aia scuțită așa. Parcă are un mâner în barbă. Da. Așa. S-ar putea chiar să fie vreun mâner. Și zice, va semna. Adică el prevede viitorul care este trecut pentru Alexandra, da? Și deci i-a luat pixul fără să, măcar să schimbe o idee cu mine, știi, ca să ia prin surprindere. Și l-a frânt în două și din pixul ăla, stocul ăla, stiloul ăla, a curs ceva ca un sânge. Despre curoși, nu s-au așteptat la gestul ăsta, i-au spus să fac așa ceva. Spune că o să rămână numai partea fizică, care, ceea ce este în fizic. Nu rămâne nici, ea este nici conexiune în fizic. Păi Alexandra spune. Da. Că rămâne cum adică să-și dă demisia, nu luăm de crem. Da, în crezi că spun ei. Zice că păstrează ceea ce îi asigură să vină, dar în rest, da.
Se verifice dacă... Nu sunt mulțumiți deloc, da. Este ca și cum când s-a așezat prima dată pe un scaun acolo și deci parcă i-au luat mulajul pretei energetice, da? Și de atunci de câte ori se așează prin scaunul în care se așează. Oricare scaun s-ar așeza, niște ființe așa lunecoase îi pun un alt scaun în scaun, înțelegi? De ce? Pentru că se realizează conexiunea cu trupurile. Deci, să-și facă un scaun de lumină peste ei. Deci, într-o zi normală de lucru, normală la ea, este de peste 12 ore, 10-12 ore, poate chiar și mai mult, când are mai multă treabă, se consumă energia pe care ar fi întrebuințat-o într-un alt loc în 3-4 zile. Da. Este o accelerare, da? Bun, deci spune că le spune lor că scaunul ăsta aparține de trecut. Că ea nu a mai semnat astfel încât îl arde, știi? Da. Și ăștia par foarte supărați de arderea scaunului pentru că în modelul ăla energetic erau o sumedenie de informații, inclusiv despre starea fizică a corpului ei, da? Parcă tot timpul era într-un tomograf, să spunem, în care în permanență îi se lua asta. Da. Poate să dea informații la celelalte părți sufletești care sunt în acest loc? Spune ăștia că dacă ea dă nu, i-am întrebat pe informații, ei. O dă afară, anulăm de cred. Nu i-a întrebat nimeni pe ei. Da, deci nu știu ce caută, dar văd cel puțin două persoane, bărbați și femei, asiatici. Care lucrează cu ei? Da, acum că vor fi holograme, vor avea holograme și arată la europeni, dar sunt asiatici în toată regula. Nu asiatici, în genul chinezilor, cu fața mai mare, ca și cum ar fi coreeni, știi, cu ochii mai mari, mai aproape, dar tot așa cu fața dreaptă teșită, știi, cu trăsăturile lor, știi? Văd că poartă un fel de câine energetic după ei. Am intrat, mi-arată într-un culoar, știi, cum se duc persoanele într-o direcție sau alta. Este holul unei clădiri unde se urcă la etaje, știi? Așa, destul de curată, luxoasă, așa, dar de tip vechi, așa îmi vine. Și, adică a păstrat arhitectura inițială, probabil când a fost renovată, știi? Da. Și deci văd că după ei un fel de câine, dar să zic câine, că, sau nu știu, arătare, în două picioare, așa maronie, îi flutură, parcă un fel, are un cap ca de oaie, așa, și... Deci tot se uită spre ea. Asta am vrut să spun aici, am vrut. Că toți sunt cu entitățile lor, dar de la ăștia doi se uită spre ea, știi? Ca și cum ar aștepta ultimul pas, da? Adică acum a observat-o că este deconectată, știi, de spiralele alea. Și i-a tras un fel, ca și cum a tras jaluzia, a tras un fel de zid, da? Și a trimis așa, cu două degete, a trimis fulgere aici în ochi. Adică ca să uite ce au văzut, știi? Da. Și să se deconecteze, să nu stea după ea, să o văd. Îmi arată alune în stomac. În fizic? De unde și până unde. Da. De ce? În stomac. Cred că i-ar folosi să mănânce o oleaginoasă. Da. Să ronțe, înțelegi, tot timpul. Când are posibilitatea, acum ar veni ronțeala de sertar. Este evident că nu mănâncă. Da. Cum este deci, slăbit? Cum vezi corpurile ei energetice? Descrie-mi-le, te rog. Ți-am zis că corpul energetic este foarte mic. Subțire, tare și mic.
Dar ea se lăsă să slăbească. Aparent ca să iasă din structura asta. Adică și aduce aminte printr-un context fizic, prin acea semnătură. Așa a făcut asta și... Dar tu știi de când a trimis scrisoarea, tot de intenție se cheamă. Și asta și-a cerut să știi că a fost înțepată de destea, înțelegi? Numai că levitau, nu erau pe o structură fixă. Veneau și iar se duceau acești șerpi de cupru, să spunem. Cupru pentru că de culoarea cuprului. Și da, ea recunoaște acum că îi se amesteca propria energie cu altceva venit din afară. Cu un mix, un aliaj a tuturor persoanelor care sunt băgate în acest program, da? Da. Mai sunt și altele. Am văzut din holul ăla, sârmele lor erau verde aprins, alții erau gălbui. Deci nu... Toată lumea au pe ei? Cam ce... Parcă și cei care vin temporar cu ceva au, îi curentează și pleacă. Cam cât lasă să te sumpăr sufletezi în toți? Într-un loc. 19 mi-a venit. Și ăia doi cu câinele erau o carcasă. Da. Am uitat să precizez, da? Bun, spune să ieșim de aici, așa, și te schimbă... Am împins ușa în spate, schimbăm portalul, cum ar veni. Așa și... Am venit într-un loc care seamănă cu o grădină într-un loc mălos. Așa, deci noi stăm undeva unde este mușchi, iarbă. Da. Așa, dar parcă se surpă la margini și e mălos și curg ape. Și noi am rămas așa ca pe o insulă. Unde este ca locație? Este pe teren? În fantezia ei. Da. Așa. Spune că acelea pe dau o mișcare de curățare, da? Da. Așa. Abia acum văd că îl cheamă pe soț, așa, și deci el vine, este îmbrăcat cu o rubașcă de aia, știi? Cu o haină de aia dreaptă închisă la gât și are o mănușă așa galben, ca acelea ori mănușile de bucătărie, de scos din cuptor, așa seamănă. Da. Așa, o are în partea stângă mănușa, da? Haina lui este albastră și are nasturi negri. Nasturii negri sunt pe ceacre. Nasturii lui sunt pe ceacrele lui. Da. Așa, fixate, da? Iar acolo înăuntru pântecului lui, ea mi-a permis, da? Ea i-a cerut permisiune lui să mă uit la el. Așa, acolo înăuntru pântecului lui, așa, văd că o tăietură de continuitate, ca și cum, ca un fărășel, se spun, da? Sau se spun cum se scurge apa pe când plouă. Da. Un uluc, ca un uluc, așa. Și cumva masa energetică a spermatozoizilor lui se duce în altă parte, da? Deci îl văd într-o altă viață, da? Are, seamănă cu forma feței lui, dar este mai subțire și mai înalt. Și are o perucă din aceea cu coadă legată pe spate, așa, da. Și văd că în această viață are alte orientări. Adică îi plac băieții, bărbații, și deci face parte dintr-o familie cu nume bun. Da. Așa și sensoară? Nu sensoară, pentru că la un moment dat simte nevoia să-și exprime, deși este condamnată și mai ales de partea religioasă chestia asta, știi? Și atunci el este...
prins în somn, injecta cu ceva vânt și declara nebun și îl închid într-un ospiciu, da? Cine? Cred că familia lui. Familia lui, da. Și îi spune apoi medicul și tatăl și fratele lui că el trebuie să accepte ceva ca o castrare, da? Ca să-și continue viața în societate. Chiar dacă nu se va însura, știi? Da. Ca să nu mai aibă impulsurile respective. Și el acceptă, da. Pe de altă parte, vezi, la nivel energetic, când ei au contact sexual, contact da. Fizic de iubire, deci organismul ei vede că acolo, în zona lui, este deficit mare de energie și deci dă din energia ei feminină sexuală. Cumva, da. Da? Deci este ca și cum ar circuita un, un mers care ar trebui să dureze, să fie lent, să dureze mai mult. Ea scurt-circuitează și ea din cantitatea de energie și atunci se acumulează și are acele dureri menstruale. Da. De la asta, da? Adică dacă ei și separă chakrele și practic trebuie să le țină unite numai pe timpul actului în sine. Apoi fiecare își curăță și recanalizează energia și legăturile astea se taie, da? Da. Este ca și cum, dar de obicei am văzut asta la mai toată lumea. Ca și cum ei ar fi într-o stare de sex tot timpul, dar a cui are entități mai puternice, îl papă și pe celălalt din acea zonă, da? Deci, haide să vedem ce e cu fărașul ăla. De da. Fapt, când mă uit din profil, e ca un ies. Nu vă închipuiți un făraș atât. Este un dispozitiv micuț, da? Și, practic, energia... Viața din spermatozoi se scurge pe acolo. Și ei când ajung, ajung morți. Înțelegi? Adică te posedați de lumină. Au foarte puțină vigoare cât să treacă dincolo, știi? Dar nu mai sunt ceea ce... N-au suficient. Lumina asta este ca un combustibil care îi ajută să penetreze zonele și să treacă până la ovul, da? Și, practic, cel cu energia cea mai mare procrează, da? Care are cumulul, curentul electric mai mare, da? Ori al lui sunt deposedați de această lumină prin acest dispozitiv. Spune că a acceptat acest dispozitiv, partea lui sufletească, în acea viață, da? Odată cu acea castrare pe care a suferit-o. El merge Jonas în acea viață și că face parte, parcă este și desenat pe marginea contractului, da? Și că accepta să poarte viață după viață acest dispozitiv pentru că altfel ei au zis că ar avea iarăși orientări, indiferent dacă ar fi bărbat sau femeie pentru persoanele de același sex și atunci le... ține dispozitivul, da? Și zic, da, dar uite, ei se recoltează energia ta și te întrebuințează în alte scopuri, da? Deci văd niște entități așa cu față ca de țap, de corp, ce se spun. Deci au închid în energia asta în niște capsule, da? Și mă auzi? Alexandru. Da, acum. Așa și, deci, ei parcă se șpreiază, așa cum ne șpream noi la supraț, cu aceste capsule, da? Pentru că... În ce scop? În scopul de a viola ființe umane și a nu fi depistați după miros. Da? Deci ei transmută energia. Da. Asta. El este îngrozit acum. Spune că cum să se șpreieze cu, cu, ei. Cu lumina. Da. Deci este o stare de convertire, n-am cum să vă explic. Uh-huh.
Așa. Și parcă devin mai nas, mai drepți, mai puternici aia, știi? Și își iau zborul, cumva. Da. Valorit așa și se duc în diverse locuri, da? Văd, este o ființă cornoasă, așa, Pahomet. Da. E acolo pe tron și ca școlar cunoaște, știe că trimișii lui iau energie și de la el. Știe? Și spune că n-ai cum să faci altfel și te scoate, bagă mâna la spate pe jilțul ăla și te arată un fel de manuscris așa pe piele neagră. Este scris cu niște semne, știi? Da. Și e departe oricum, nu e chiar lângă tronul lui, așa, și el flutură așa și spune că dacă l-a fluturat, am văzut că e scris la fel pe ambele părți, dar pe partea aia invers, cum ar veni, știi? De ce? Scrinoare de la dreapta la stânga, da. De la stânga la dreapta. De ce? Pentru că are copii. Cred că dacă așa se desface în două, știi? Eu văd că încearcă să trimită niște ființe, așa ochioase, scheletos ochioase, așa cu cap ca de, cu un cioc ca de pui și cu niște tritoane de alea. Da? Arme cuantice să îl ia pe el, dar a venit ea și a pus un zid și a zis că până aici. Și la care ăla mormăie și zice că cine ești tu să te amesteci în toate astea? Că ești numai pe viața asta, soția lui. Și el cumva spune, aparține și părinții lui l-au dat mie, spune. Adică ăștia de pe viața asta. Da. Și zice că niciun... N-ai dreptul să faci contracte în numele altcuiva. Așa că exact. Dacă nu consideră că sunt, zice, da. Valabile, da. Ai mai de mult, spune. Mai de mult. E ceva cu o viață de-a lui, e o lume așa turcească, o lume persană în care el are mai multe femei, așa, și își așa asasinează soția principală, da? O asasinează și o ascunde undeva la un edificiu dărâmat sub niște pietre, da? Niște stânci. Da. Și încep cumva, știi, niște entități îl bântuie și îi spun că sufletul ei, fiindcă a fost ucis și a fost supărat, a venit și lucrează cu ei cum ar veni și îl bântuie pe el, știi? Da. Și zice dacă vrea să se lese judecat, știi? Și el zice că da, știi? Dar nu este judecată, după aia uită toată treaba asta. Uite, dar are vinovăția că a făcut gestul, în fine. Mai trăiește vreo 40 de ani, da? Și când iese din corp, vine înfățișarea, da? Da. Deci 40 de ani mai târziu îl cheamă în fața lui și îi spune, uite, ai făcut asta și asta și cine ucide, spune, ajunge aici, da? Ca și cum milioanele și miile de sclavi uciși, de fapt, n-ar mai avea nicio importanță. Da. Că le-as păsări, știi, se pot tăia în gospodărie, cumva nu luăm de gren, da? Așa. Nu de el, Musai, dar de toată lumea, nu o rânduire aia, da? Și, deci, apare, este un havuz verde, tot pietros, așa, parcă ne aflăm într-o țară deșertică cu piatră multă. Și din havozul ăla cu apa aia foarte, foarte verde, inițial am putea o considera frumoasă, deci iese un cap de șarpe, reptilă ce-o fi, cu
niște simți, așa, cu gura așa de piatră și este cu contractele imprimate pe pielea, da, și îi le dă, știi? Și el mișcă, se duce unul și îi aduce și... Deci pune un fel de ștampilă ca și cum ar fi făcută dintr-un obiect tăios care decupează semnele. Deci este... Nu, într-un cu vârful în jos și două cilindrașe în părți și un rotund, știi? Deja decupat. Mm-hmm. Care cumva aduc cu fața lui. Da. Și deci el se vede îngrămădit cum ar veni. A plecat vinovat, a plecat regretând, știi? Mm-hmm. În fapta care a făcut-o, pentru că până la urmă tocmai cea din cauza care a făcut crima l-a trădat în modul cel mai mărșav, știi? Da. Și asta e râde în nas și spune, credeai că nu ți-o iei cumva, vrea să spună, pentru ceea ce ai făcut, credeai că nu știe, spune, la 10 ochi pământești care nu se uită, sunt mii de ochi invizibili care îți fac fapta, spune. Da. Și deci eu îi spun să nu mai semneze nimic, da? Să se uite cine a fost în spatele faptelui, cine l-a îndemnat. Și deci vede tocmai pe ca cei care furau energia, să-și preiau cu energia lui, așa niște entități și zice, aha, zice, deci eu de atunci vă dau. A avut copii puțin, știi, în încarnările lui totuși, da. Vine dintr-o rasă așa, dezblonzi, așa de blonzi, un galben, nu e culoarea asta de păr, poate vopsită, făcută cu niște substanțe, că strălucește ca aur, parcă e aur laminat și, deci, drept așa, în vârful capului, un pic buclat, așa, știi, cum niște bucle moi, și, deci, dar toți sunt așa aurii în cap, așa de tare strălucesc, da? Și îmi vine că forma asta de hibrid este, de fapt, este pentru că pe ei i-au luat anuna de pe planeta lor și ca să supraviețuiască, îi hrăneau cu aur monoatomic. De fapt, și l-a făcut bine, nu era toxic? Cumva le-a modificat datele, să spunem, conexiunile, da. Da. Așa și spune atunci eu ce sunt, că dacă vine hibridat, deja spune atunci vede că parcă stă pe o planetă agrară este, da? Dar nu în sensul agrar de terra, că cresc oi sau vaci, agrară cu produse, da? Și deci văd că cultivă foarte, mănâncă puțin, cred. Cultivă foarte puțin. Da. Dar uite că se strică, mai au un cer verde. Deci nu vă închipuiți ce frumos poate să fie un cer verde. Deci verde așa cu niște dări de galbui și cum e la noi cerul albastru, dar un vernil brotaciu deschis. Nu știu cum să zic, tare frumos. Așa și... Deci se strică recoltele. Nu mai pot. Se le seacă izvorașele. Fiecare casă are izvorașe. Pe lângă. Deci au apă. Cum ar avea chiuveta afară. Nu dau vină pe zeitate, că s-a supărat pe ei? Nu au zeități încă. Da. Deci ei trăiesc în conexiune cu formele lor. Da. Pur și simplu experimentează. De asta mănânc așa puțin. Și vegan pentru că experimentează corpul fizic, cum trebuie
gestionat, știi, hrănit, spălat și așa mai departe, știi, și bineînțeles că este intervenție divină în ghilimele anulat de cred, da? Văd într-o altă parte unde ei practic o protejează. Este o pădure foarte frumoasă acolo, cu niște arbori foarte naturia și cu coroanele bogate tare, așa parcă se înclină, știi, în jos de atâta greutate de frunze. Și... deci acolo păsări sunt, în acești arbori, dar n-au treabă cu ele să le mănânce. Și deci văd că au, ei au pus un dispozitiv care emit unde, știi? Mm-hmm. Deci nu are de-a face cu planta care este deasupra solului, ci undele astea electromagnetice parcă desfac rădăcina de pământ, se creează ca un șanț. Și atunci rădăcina plantei nu se mai hrănește. Și deci i-au luat, i-au deposedat până la urmă, au venit că să le, zice că din cauza radiațiilor, i-au trei sori. Așa, sorii lor sunt albaștri, așa, foarte intense culorile aici. Pentru că ei vor să fie așa, ei și-au ales experiența asta, culorile astea intense, știi? Și deci le propune să le facă ceva ca un dom. Să le peste zonele populate, cum ar veni, da? Așa, și ei spun că, deci vin constructori, da? Ei au niște costume, zic că nu poate să dea costumele jos, că nu poate să respire aerul lor, dar înăuntru un costume sunt entități. Și ei nu vor să știe că sunt entități, da? Spune că sunt călători astrali, și au auzit de problema lor și ei sunt începuți în toate problemele, dar nu poate să facă un singur domn, da? Și atunci fac mai multe, vreo 6-7, și separă populațiile, da? Separă în populații de frica că planeta moare și așa mai departe, că ei sunt un corp fizic totuși. Prima grijă este să protejeze corpul fizic, din păcate, ca în toate care... De asta corpul fizic se numește anul de cred în capcană, știi? Pentru suflet. Și atunci ei sunt separați și luați puțin câte puțin, așa. Se ducă să testeze că planeta așa, că totuși moare, că... pentru că vindecarea nu vine de sus, vine din jos în sus, da? Deci plantele continuă să se usuce și sub domurile astea separate. Dar fac în așa fel, pun niște bariere, niște rețele, dar nu mai pot comunica nici telepatic și nicicum între ei. Parcă își pierd semnalul. Se conectează, reușesc, se găsesc conectează, dar semnalul se pierde, știi? Da. Se numește, ca nume de spirit, se numește antral, cu doi de A, amaia. Da. Așa. Și zice că pe mândra asta, adică pe soția lui, spune, a avut-o ca tovarăș de viață în destule încarnări, dacă mai în asta l-a iubit mai mult. Pentru că împreunările celelalte au fost silite de împrejurări, adică căsătorii sociale, da? Zice că este... și-au dorit și-au venit împreună pentru că este prima viață când uniunea lor este prin iubire, liber consimțită, zic ei, de ambele părți, spune. Până acum n-au avut ocazie. Că s-a evit sentimentul cu timpul, știi, ca atașament, ca o formă de iubire, tot a existat, să spunem, da? Dar niciodată n-au fost împreună. Și să rămână așa silnici, adică să nu să n-aibă sentimente unul pentru celălalt, da? Dar condițiile de întrupare spuneau ca ei doi să facă împreună o fică, da? Care nu poate să scrie programul lor,
Nu. Care fie că ar fi fost Karen cu doi de ei și i-ar fi fost, le-ar fi fost o fiică pe care i-au pierdut într-o altă viață, da? Și ea, vezi că și-a închis. Bine, ea nu se concentrează, energia ei se duc, adică nu se concentrează asupra acestui aspect, da? Da. Adică, ca să-și recapete energia pozitivă, energia feminină, îi trebuie liniște, dar ea numai în liniște nu stă în viața fizică, da? Se agită, se duce, și apoi energia feminină era dusă acolo, prin toate ventuzele și buburuzele care le avea pe ea. Da. Și întotdeauna a fost dată, da? Pentru că la femeie energia feminină creează. La bărbat energia masculină creează, adică inspirația, lucrurile pe care le fac în viață, da? Da. În momentul când o femeie creează cu energie masculină, sigur face lucruri bărbătești. Și viceversa, da? Și ca urmare și persoanele fizice sunt un pic așa și. Așa. Bun. Că astea sunt energiile, astea sunt corpurile din treine. Da. Dacă vrea să facă și el procesul de curățare. Spune că, dar chiar așa că toate planetele au Dumnezei falși? Că și nu. Pe planeta asta, că am întrebat și de ce este tot un Dumnezeu fals? Și deci a venit, a scos, așa cum ar fi scos dintr-un dulap un cap care... Da. Reprezintă locul unde el își genera energia rugilor sau îl ajută, da? Și da. Capul ăla, când l-a scos din dulap, el era acolo strălucitor, tare, auriu, cu nimb, așa frumos. S-a învinețit părul, s-a făcut alb, așa cenușiu, fața s-a făcut ca de cadavru și are un nas mare ca un cartof creț foarte vechi. Așa, și deci s-a strălcit, s-a încrețit. Și a zis că ce înseamnă asta și deci capul și maxilarul a căzut și dinții așa rar ca la fasole. Și dar și zice, știi, maxilarul nu se mișcă. Numai în sus și în jos, știi, când vorbește, ci se mișcă și lateral, ca și cum mestecă cuvintele, știi? Mai are echilibru și spune că ăsta e efectul pentru că l-a scos din dulapul inimii lui, da? Zice, uite ce urât m-ai făcut și dacă tu faci urât, spune, anulă și de cream nu mai redau, așa, pentru toată lumea. Dacă tu îl faci urât pe Dumnezeul tău, spune, tu ești după chipul și asemănarea lui. Și nu primești, lasă că da, nu. Da. Așa, și tu o să devii, spune, așa. Și deci el pare cumva înfricoșat, da? Zice că a venit cu 1003 programe prestabilite în viața asta, da? Da. Și când a zis 1003, lângă el a apărut un mantid negru. De ce? El e 1003? Nu, are un baston de sus până jos, plin de inscripții, de lideri, de astea extraterestre, ca figurile așa, și a deșurubat capătul de sus și deci răstoarnă, știi, cu fundul în sus, bastonul, și curg niște, ca niște fițuici, știi? Da. Spune că păstrează toate contractele, da? Și că el este păstrătorul și cumva a dat în pământ și s-a făcut așa ca o limbă de foc și le-a adunat pe toate înapoi, da? Da. Zice că el este un fel de conțopist pentru treaba asta, pentru contracte, da? Nu numai pentru ființa asta de aici, ci pentru mai multe. Apare că în sufletele își reclamă independența, să le aducă aminte de contracte. Și deci sufleții care spune că, adică tu crezi că eu am... ars contractele cu gealații, cum ar venea lui Pacomel, și
Da. Este, nu știu cum, de o insectă. Știi? Doar că se scurge acum și ea nu mai are energie sau are el darul să-i topească așa. Parcă îi face ca foarte bine să-i cum ar derula o mochetă, știi? Da. Și a luat da, deci ca și cum s-ar face doi de s-ar lamina și se scurge acolo pe sol, știi? Și i-a luat bastonul la timp să nu se scurgă bastonul, știi? Să-și unifice da. Câmpurile de informații cu ceea ce a rămas din el, că așa retrag. Asta a fost șmecheria, știi? Și atunci a luat bastonul și l-a ars cu totul, i-a dat foc, știi? Iar vârful bastonului, ca la suliță, o piatră roșie a dat să fugă în sus, ca o rachetă, și el l-a prins, știi? Și acolo, în rubinul ăla, este închis ceva ca un gândac. Este un nanobot atât de mare, cred că este cel mai mare pe care da. L-am văzut alergând. Da? Mai mare decât scarabei egiptenilor, închipuiți-vă, așa de mare. Și deci văd că are un fel de sârmuliță în cap, anulez de crez, gestul. Da. Un fel de sârmuliță, ca și cum în loc de creier, are un colac cu informații. Da. Și deci l-a ars și pe asta. Da. Bun, să-și scoată toate implanturile de îmbătrânire amândoi. Toate programele de epuizare și de oboseală, da? Toate filtrele prin care mintea fizică nu înțelege că la ce trage atâta în viața asta? Moștenește pământul vreunul? Așa, și încă ceva, da? Ea avea plasă acolo pe corpul calos, între cele două minți și așa mai departe și pe lobi, astfel încât ți-am zis că avea ca o, pe spate ca o mantie din solți fine, așa pănoși, știi, care emitau și acolo, deci este zona aici mai intensă, da? Pur și simplu are momente când capul ia foc acolo, da? Efectiv, ca temperatură, în fizic, da? De aceea să știi că pierde păr, da? Deci văd rețeaua ei, vascularizarea scalpului este vânătă. Da. Este mai vânătă la spate, unde fac de obicei bărbații chelie, dar și aici la tâmple, părți, anulez de crez. Da. Deci trebuie să-și pună dinăuntru în afară foarte multă lumină și să-și rige așa. Pentru că acțiuni foarte decisive asupra părului nu-i face. Să zici că s-ar vopsi la tata cu chestii chimice, da? Trebuie să înceapă cu o schemă de reconstrucție a tot și stomacul îngustat, tot, parcă toate strânte pe dinăuntru la ea. Da. Și să înceapă cu o schemă de refacere, dar nu așa să mănânce mult deodată, ci treptat, știi? După cum mi-arată partea fizică, că mănâncă pui sau așa ceva, pui mai mult. Și ea este și delicată, să știi, la mâncare, adică nu e persoană lacomă care să poftească așa. Să mănânce. Este delicat prin fabricație, știi? Este delicată cum ar veni și își ținea un echilibru, da? Da. Deci, practic, să ia tot ce ține de constructul corpului ei, pe care aproape laminase în ultima vreme, și să pună o altă matrice, un alt construct, da? De corp un pic mai robust, acum nici nu trebuie să-mi faci și să devin, nu știu cum, de la o extremă la alta, pentru că i s-ar umfla organic, efectiv, toate structurile lor ei, da?
Și trebuie să facă ceva cu pierderea de sânge menstruală, că pierde foarte multe hematii. Ia să se tragă dacă este ADN. Sângele, da, sângele este rarefiat, cumva. Așa îl văd. Nu-i robust, riguros și... Da. Asta e conexiunea cu... Da. Să... Toate... Ia să-și adunăm în doi ADN-ul fizic și eteric, purificându-l. Da. Să nu mai accepte că există boli, da? Da. Scoate programul de acceptare a bolilor, da. Așa. Ia să-și facă și o anulare a contractelor, promisiuni, permisiuni, copii, oglindiri, posibilități de refacere. Mantet, subsol. Da. Da. Din orice timp, spațiu sau loc, cu sau fără voie și știința lor, cu orice tip de entitate, de înaltă sau de joasă vibrație, și să anuleze toate ritualurile, cele religioase sau de orice tip, făcute de alții asupra lor, de ei asupra altora, sau la care au participat. În mod conștient sau inconștient, da? Știi ce a făcut el? A mers în diferite camere și locuri și dulapuri de prin casă și a adunat așa niște bile verzi. Așa și am întrebat ce-s cu bilele alea și zice că eu le-am pus, spune, în conștiința mea a lui, adică, spune să o spionez și să ne spionez. Pentru că așa au spus entitățile, dar acum spune... Parcă în locurile unde erau, știi, s-a smuls, cum ar smulge cineva, un ochi vin din orbită cu firele aferente, știi, cu căile neuronale aferente. Da. Așa și văd că îi pune pe toți și parcă scos așa ca un zgomot, ca un șuier. Și ceva ca niște râme, omizi, pot să le spun. Îl pune toate pentru o găleată cu foc, știi? Da. Așa. Și am zis să-și adune amprentele energetice, abundența benefică. Iar apar ăia cu așa pe cap. Ce? De ce? Sunt conectați la abundența benefică? Este totul conectați. Ce treabă au decât să conectezi? Da. Și până pe alții să lucreze pentru ei, că asta fac, da? Și să se înfășoare în abundență benefică, să reverse abundența benefică în toate aspectele vieții ei, da? Da. Să-și dea grijile înapoi unul la celălalt, dacă și-au luat. Mai mult ea, parcă ea se încarcă cu grijile tuturor, cumva, da? Mi-am spus să taie și nu știu ce se întâmplă, parcă s-ar strica casca așa sau de tot da. Țic, 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 țic. Așa, nu te mai aud. Acum? Nu. Nu mă auzi? Acum da. Hai, să scot cablul la cască. Și să continuăm. Să conecteze fiecare în sursa divină binecondiționate, în lumină pură, să înmâneze grijile în sursă, da. Să-și ia fiecare codurile lor de lumină originară. Ea parcă își reface planul pentru viața ei. Ea și-a pus țeluri foarte înalte, dar spune că nu și-a dat seama până acum ce sacrificiu energetic impun astea și zice, acum dacă ar fi energie care să o iei din afară, da? Dar spune că ea a plătit cu energia ei și a zis că vrea să-și schimbe viața, să nu mai treacă viața pe lângă ea astfel, da? Și spune că da, îi place poziția pății fizice și așa mai departe, dar nu știe dacă o să rămână aici.
Da. Este prea solicitant și iar mi-arată marea de circuite și da. De animale după ei și așa mai departe, ce mișun acolo, cum ar veni, da. Adică se... cumva vrea să trimite înainte vestea asta, da? Da. Bun. Să continuăm să-și facă morfonul codurilor originare, să le dăm informația cum să lucreze cu telomerul lor, gentuța de ieșire din Matrix, butonul automat de ieșire și cartografierea. Bun. Se reconecteze cu supraconștientul colectiv, cerând acces permanent. Văd că își face ca și cum și-ar fi desființat complet vechiul corp emoțional, ipotetic vorbind. Da. Așa? Și parcă și-ar construi unul nou. Ia. Da, Alexandra, văd. Da. Spune că nimic nu se merită, așa zis. Totul este să se simtă bine, să simtă iubirea în viața ei, spune. Așa, să revenim aici acum. Să se împământeze amândoi, să conecteze cu spiritul necontaminat al mamei Terra și energia pură a apelor, și curețe lichidele, fluidele din corp, să-și energizeze chakrele. Da. La liniile genetice mă uitam. La el, da, și la ea. La ea parcă le are retezate pe toate, dar nu are conectată linia cu sursa, știi? Continuitatea să o facă, da? Da. Așa și... Dar el a avut niște chestii, niște împletituri la curățat. Transmite acum, intră în fiecare corp care era cap de listă, cum ar veni și transmite informații. Să-și adune emoțiile din toate viețile, timpurile, spațiile și locurile. Așa da. Să transforme în informații, iertare și fire. Dacă mai vor să transmită ceva părților lor fizice? Ea a transmis deja. Da. Adică că s-o lese mai moale. Da. Mai ușor, dar spune că nu părților lor fizice, cât mamei, cum ar veni, da, știi? Da. Așa că o să o lese mai moale, da? Apoi, el, dar nu știu, că l-arată lângă mașina și nu știu de ce, da? Da. Așa și ori vrea să-și ia o mașină, ori vrea să-și repare sau îmbunătățească sau modifice mașina și ca și cum și-ar scoate propriul eu din propriul proiect că să-și-l schimbe pe alte premise. Da. Așa și ca și cum poate ia soacra, da? Da. I-ar fi promis că ajută în sensul ăsta sau așa ceva. Da. Dar acum parcă eliberat-o și pe ea de datorii, da? Da. Am chemat-o și pe ea să știe sursă. Să dea și ea grijile înapoi, că uite și face griji pentru amândoi și să-și recondiționeze, spune, abundența benefică. Da. Așa, și să elimine emoțiile. Și acum ne întoarcem Sania toți, fiecare și canalul lui de abundență benefică. Da. Bun. Așa. Și fiecare la corpurile lor, despărțindu-ne părțile eterice una de cealaltă, avem conexiune de benefice, ne curățăm câmpurile morfice, semnăturile energetice, anulăm contractul înțelegerii acestei sesiuni, curățăm locul unde s-a desfășurat această sesiune, închidem portalul, în unanăm boții și ardem rezidurile. Da.
Iar acum se număr de la 1 la 5 și deschizi ochii în mod natural. Și 1, 2, 3,